Doar două vorbe m-am pregătit și eu înainte de a veni și după ce am terminat această carte, pentru că exercițiul meu de apropiere de acest volum a fost unul dublu. Pe de o parte, m-a interesat foarte mult strict istoria, faptele istorice care sunt prinse aici, Școala Rustiană și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, după ce treci prin reperele acestea istorice și intri în lectura cărții, cel puțin pentru un om de vârsta mea, vă spun că am avut un real șoc. Cărți precum Efectul Fluturelui, scris de doamna Doina Jela, te ajută foarte mult, mai ales dacă nu ai trăit anumită perioadă, dacă nu ai trăit comunismul decât prin amintirile părinților și ale bunicilor, cu atât mai puțin perioada interbelică care ți se prezintă pur și simplu sub forma unei scheme. De fapt, ceea ce combate foarte, foarte bine această carte pentru generația mea este până la urmă combaterea unei schematizări a ceea ce în general cartea de istorie ne prezintă. Noi înșine, cel puțin în privința generației mele, pentru a putea face față unui val foarte mare de informație, trăim foarte schematizat și luăm lucrurile și ne stabilim anumite scheme după care ne ducem existența, mergând până la simplificare. În Efectul Fluturelui, prin prisma istoriei personajului principal și a personajelor adiacente, vezi ce înseamnă până la urmă viață trăită, viață nu după manualul de istorie, viață în care se amestecă de la istoriile personale până la opțiunile politice. Toate lucrurile pe care le vezi prin prisma cărților, prin prisma manualului, prin prisma a ceea ce știi despre anumite ideologii, se împletesc în viața trăită și totul devine mult mai difuz și mult mai complicat. Este motivul pentru care aș dori să-i rog pe invitații noștri din această seară, până la a intra în dezbatere și a vorbi despre rolul ficțiunii în actul cunoașterii și a îmblânzirii realității, aș fi curios de la fiecare dintre invitați să aflăm care a fost apropierea lor personală de această carte și de subiectul. Bună seara! Această carte, să încep altfel, nu cu această carte, ci autoarea, în momentul în care a lansat la Bookfest cartea, în momentul în care se pregătea să lanseze această carte, era, așa cum am vorbit ulterior și cu Ian direct, era pe un fel de muchia de cuțit. Scrisese un roman foarte bun la care am avut privilegiul să vorbesc la lansare și urma un al doilea despre care puțin știau la ce se va referi și cum ar fi putut să fie tot ca același nivel. Deci misiunea era deosebit de grea. Nu am pornit încercând să urmăresc repere istorice, am deschis pur și simplu un roman. Un roman scris de o autoare aflată deja la al doilea volum și având așteptări, într-adevăr. Mai ales că încă din dedicație fusesem avertizată că e foarte greu de citit cartea asta. Și bineînțeles că în aceste condiții mie mi se pare nicio carte greu de citit, dar pornești cu alt start, cu alt fel de privire. La un moment dat în carte apare o replică referitoare la o fotografie unde sunt surprinse două doamne de către soțul uneia dintre ele, că sunt foarte curioase ce a văzut fotograful în momentul acela. Eu m-am simțit citind această carte exact ca fotograful care surprinde
tot felul de lucruri în lumini diferite. Lucruri pe care le știa, lucruri pe care nu le știa sau le știa de formă. Și vede nu numai privirea lui, de fapt, ci și a altor, să le zicem, fotografi. Mie acesta mi se pare principalul merit al cărții, în afară de cel literar incontestabil din punctul meu de vedere, faptul că te face să privești altfel, atât oameni, atât sentimente, atât fragmente de istorie, cât și fenomene sociologice, ca să spun așa, fragmente din popor, adică niveluri la care se aflau diferite persoane, practic trăind aceeași realitate. Niveluri și părți ascuțite, ca să spun, ale realității. Printre altele, nu în ultimul rând, este și o poveste de dragoste. O poveste de dragoste care tot așa este extrem de lovită de acest efect al fluturării. Pentru că o mișcare foarte, nu foarte mică, dar o mișcare departe, foarte departe de ei, le influențează complet existența și viața ulterioară. În acea poveste de dragoste, eu în primul moment am fost un pic oarbă. Eram foarte atrasă de tot ceea ce, tot acest păienjeniș al opiniilor, al opiniilor de atunci, al opiniilor ulterioare, al opiniilor contradictorii, încât povestea de dragoste mi s-a părut quasi neimportantă. După ce am vorbit cu Jera la telefon și îi vorbisem, nu știu cât mai bine la povestea de dragoste, și am avut un șoc. Și am închis telefonul după ce am terminat și am recitit fragmente ca să văd ce era povestea de dragoste, de fapt, cât era de reală. Și, practic, la o a doua lectură mi-am dat seama cum s-a răsfrânt acest efect al fluturelui în fiecare replică. Nu în ultimul rând, tot la general vorbind, este vorba de un simț al umorului. Pentru că, așa cum foarte mulți au realizat și în literatură și în istorie și scriitori și istorici și sociologi în egală măsură, poporul român cam așa reacționează. El ne face haz de necaz trei sferturi din timp și de ceea ce trebuie și de ceea ce nu trebuie. Însă există o amărăciune în replica unuia dintre protagoniștii, a bărbatului, a protagoniștii povestii de dragoste atunci când o anunță că el va pleca. Moment care este receptat cu atâta naivitate de către ea și ea spune, dar unde? Trebuie să plec în Israel. Bine, dar grecii, de ce nu pleacă în Grecia? O să plece și ei și o să plece și turcii în Turcia și tătarii, și pentru că ea nu putea să înțeleagă de ce, trăind împreună, unii erau altfel decât ceilalți. Și de la aceasta, bineînțeles că el avea două variante, ori pleca în Tătaria, ca să ne exprimăm plastic, ori rămânea și ar fi semnat pactul cu diavolul. Și de aceea revenind, de aceea mi-a plăcut foarte mult titlul. Deci titlul este, la început nu-ți dai seama, știi fenomenele științifice, argumentele, mai mult sau mai puțin științifice, nu sunt dovedite, încă sunt foarte bine studiate, probabil de, în special de cercetători britanici, dar ele nu sunt dovedite. În schimb, în istorie, cred că se aplică mult mai mult acest efect al fluturelui decât în știință, în matematică, în fizică, în fizică, în mod special. După ce citești romanul, într-adevăr, îți dai seama cât de potrivit este acest titlu și cât de sugestiv și cum încearcă să explice cam ceea ce am trăit sau, mă rog, noi sau înaintașii noștri. I-am spus și domnului Onofrei, acestea nu sunt foi cu spiciu, acestea sunt foi cu citate, pentru că nu m-am putut abține să nu scot nenumărate citate. Nu, dar am zis să fiu previn, să previn eventual. Și chiar înainte de a lansa dumneavoastră dezbaterea, aș vrea să-mi închei scurta intervenție cu următorul citat. Niciodată nu reconstituim adevărul întreg, ci pe bucăți. Iar detaliile care îl completează îl și modifică imperceptibil și îl fac să devină alt adevăr. Cam despre asta e vorba în istorie, în general.
Vă mulțumesc foarte mult, îi mulțumim domnului Iarușianu. Vom reveni și la dumneavoastră pe parcursul dezbaterii.